În acest timp, ancheta de la Colectiv merge mai departe și merge greu, deși la început, când încă mai vuiau sirenele, se vorbea despre celeritate. Sunt zeci, poate sute de persoane care trebuie audiate, sunt expertize, e complicat. Gândiți-vă doar la mărturiile medicilor, care spuneau că n-au văzut în viața lor asemenea arsuri și asemenea substanțe care au concurat la producerea rănilor. Cumplit. Hala era prevăzută cu 6 geamuri mari pe care administratorii au decis să le zidească pur și simplu, iar în 3 dintre acestea au pus guri de aerisire. Dacă aceste geamuri mari nu erau zidite, poate că cei care au murit vineri seară în Clubul Colectiv ar fi avut o șansă în plus să supraviețuiască. Incredibil! Enervant de incredibil! Hala ce găzduia clubul are niște ferestre uriașe care au fost zidite pe interior și probabil căptușite foarte inteligent cu cine știe ce materiale ca alea care au făcut ca tavanul să se aprindă în câteva clipe. Pe lângă aceste ferestre s-a descoperit și o ușă ce dădea în altă sală, în altă incintă, dar și ușa asta era acoperită, a fost închisă de mult. Nimeni nu-și amintește și nu-și asumă dispariția ei. De altfel, pe lângă cei 3 administratori arestați deja, n-ar fi exclus ca procurorii parchetului general să extindă masiv lista cu suspecți. Arestarea preventivă a celor 3 patrone Clubului Colectiv nu înseamnă nici pe departe că s-a sfârșit ancheta, nu înseamnă că s-a închis cercul responsabilităților, iar procurorii dau asigurări că sunt deja suficiente probe să urmeze și alte inculpări. Între timp, sunt obligați de legea penală adoptată de politicienii pe care i-au contestat chiar manifestanții să ia la pas spitalele, să-i caute pe răniții care pot vorbi, să le ceară în mod procedural să depună plângeri pentru că au fost vătămați grav. Altfel, nu ar putea face cercetări în ceea ce îi privește. Însă, dincolo de aceste proceduri, se strâng probe. Așadar, urmează zile în care multă lume va trebui să dea socoteală. Procurorii trebuie să verifice inclusiv dacă și mai ales cine a venit din partea ISU pentru a verifica nu doar clubul, ci toată clădirea. Persoanele indicate de cei 3 patroni de la Colectiv, dar și de alți chiriași din fosta fabrică Pionierul ca fiind angajate ISU, neagă că ar fi trecut vreodată pe acolo. În continuare, anchetatorii trebuie să stabilească, desigur, împrejurările în care primăria lui Piedone și Piedone însuși s-au ocupat sau nu de avize, acorduri, autorizații și de îndeplinirea obligațiilor asumate de administratori. Ca amănunt de penultimă oră, aflăm că ancheta de la primărie a fost preluată de procurorii DNA. Chiar dacă proprietarii clubului s-au angajat pe proprie răspundere să respecte condițiile menționate în avizele primite de la primărie, era în sarcina primarului să verifice dacă acestea chiar sunt respectate, cel puțin pe cele referitoare la siguranța contra incendiilor. Ce mai, rezultatele anchetelor sunt departe rău, iar procurorii mai au o problemă. Lucrează și sub presiunea publicului, care cere vinovați. Poate și sub presiunea superiorilor, dacă nu cumva și-o băga și politicul coada. Doar că emoțiile nu au ce căuta în munca anchetatorilor. Glumind amar, s-ar putea ca procurorii să fie nevoiți, pentru acuratețe, să verifice inclusiv persoana care a descoperit focul atunci când l-a descoperit acum câteva sute de mii de ani. Dacă ne uităm pe calendar, mâine seară se face o săptămână de la tragedie. În realitate însă, tragedia e departe de a se fi consumat. Urmează săptămâni, luni, poate chiar ani de chinuri.